Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și sub numele de Postul Sfintei Marii, este un post de două săptămâni, ținut de creștinii ortodoxi și greco-catolici în perioada 1-15 august. Postul Adormirii Maicii Domnului este un post dedicat pregătirii spirituale pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, care are loc pe 15 august. În popor, Postul Adormirii Maicii Domnului este cunoscut ca Postul Sfintei Mării sau Sfânt Măriei. Postul Adormirii Maicii Domnului îi pregătește pe creștini ortodoxi pentru cele două mari sărbători cu cruce roșii din luna august, schimbarea la față sărbătorită pe 6 august și a adormirea Maicii Domnului pe 15 august. De regulă, Postul Adormirii Maicii Domnului începe pe 1 august, fiind precedat de lăsata secului, ultima zi în care se mai poate mânca de dulce. În 2024, lăsata secului ar fi căzut pe 31 iulie, într-o zi de miercuri în care de obicei se postește. Din acest motiv, postul adormirii Maicii Domnului începe cu o zi mai devreme și va dura așadar până pe 14 august. În postul adormirii Maicii Domnului, lunea, miercurea și vinerea, până în jurul orei 15, nu se consumă niciun fel de aliment. După ora 15, credincioși au voie să mănânce doar hrană uscată. Marțea și joia se consumă legume fierte, fără un de lemn, iar sâmbăta și duminica este dezlegare la unde lemn și vin. De sărbătoarea, schimbarea la față este dezlegare la pește. Mai presus de orice fel de post, este importantă înfrânarea de la faptele rele, iertarea, împăcarea și iubirea. Este interzis ca în timpul postului a adormirii Maicii Domnului să se facă nunți și botezuri. Mai mult decât atât, în zilele din postul a adormirii Maicii Domnului, petrecerile sunt considerate a fi nepotrivite, iar fumatul este strict interzis. La fel și consumul de alcool și orice fel de exces. Postul a adormirii Maicii Domnul este un timp de reflexie, rugăciune și purificare, pregătind sufletele credincioșilor pentru una dintre cele mai importante sărbători ale creștinismului. Relatează Antena 3.ro